Vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre. De ce acest loc? Pentru că aici este loc pe care foarte mulți chișinăuieni îl cunosc. Este vorba despre restaurantul Doina, fostul restaurant Doina. Și de ce am ales să fac această conferință de presă aici? Am intitulat-o cu privire la construcții ilegale din municipiul Chișinău. Astăzi vă voi prezenta ceva foarte inedit, dar un pic de răbdare până atunci. Deci, eu ceea ce se întâmplă în spate nu știu cum să calific. Se cheamă imixtiune abuzivă a instanței în împuternicirile autorităților locale sau precedent periculos. Trebuie să cunoaștem cu toată lumea că, de fapt, ceea ce se vrea aici a construi este de la început un bloc cu 24 de etaje, acum un bloc cu 11 etaje. În această zonă, în care noi știm cu toții că este Parcul Valea Trandafirilor. Acest lucru este pur și simplu inadmisibil. Acest lucru este, după părerea mea, un dezastru. Și atunci când mă refer la cuvintele dezastru, vreau să zic că dezastru este și intervenția instanței de judecată, pentru că noi n-am avut așa precedente de urâte în ultima perioadă, când instanța de judecată, Curtea de Apel, Chișinău, obligă, prin decizia sa, să impună autoritatea publică locală, și aici mă refer la primăria municipiului Chișinău, dar și Consiliul Municipal Chișinău, să elibereze certificat de urbanism și respectiv restul documentelor permisive, iar Consiliul Municipal să fie obligat ca să schimbe codul urbanistic, care aici este C6 în C5. N-aș vrea aceste detalii toate să le dau, dar este important că instanța de judecată intervine în lucrul administrației publice locale ca noi, primăria și Consiliul Municipal, să le dăm prin obligațiune documente permisive de construcție a ceea ce v-am spus eu mai devreme. Un bloc cu 11 etaje. Asta este zona de parc, aici acest lucru este absolut imposibil de făcut. Acum, ceea ce am vrut să vă spun în detaliu despre alte lucruri importante. Dumneavoastră știți cu toții că la sfârșitul lunii iulie, la inițiativa mea, în Parlament a fost creat un grup de lucru care urmează să propună amendamente la legislație. Eu știu că foarte mulți colegi de-ai mei acolo lucrează. Grupul este condus de către deputatul Bolea de la Partidul Acțiune și Solidaritate. Dar vreau astăzi să vă spun că, în paralel, împreună cu echipa și alți experți, am lucrat la o amplă analiză a sectorului construcțiilor din municipiul Chișinău. Sunt zeci de pagini astăzi ca și rezultat pe care îl furnizăm ca raport. Ce trebuie să facem la nivel instituțional? Ce trebuie să facem la amendarea legislației? Ce trebuie să facem în actele normative? În detaliu descris cu toate recomandările. Este în premieră pentru Republica Moldova ceea ce vom prezenta și vom face public. Eu nu o să vin cu detalii, am să vă spun doar câteva cifre posibile în acest sens, dar începând cu ziua de astăzi, raportul poate fi descărcat pe pagina ioncheban.md. Eu personal voi transmite acest raport subsemnător și voi face aici uz de calitatea mea de vicepreședinte a Parlamentului Republicii Moldova. Voi transmite tuturor absolut deputaților, voi transmite guvernului, tuturor autorităților interesate, mediului de experți pentru eventuale consultări publice suplimentare, dar vreau să vă spun că deja foarte multe soluții, zeci de soluții au fost identificate. Ce trebuie să facem în legislație ca așa ceva să nu se întâmple? Ca să nu se întâmple așa ceva în curțile blocurilor locuit, ca să nu se întâmple pe terenurile de joacă pentru copii. Și totodată voi transmite acest raport și organelor de drept. Vreau să știți cu toții că sunt aproximativ 200 de construcții analizate în perioada aprilie-septembrie curent, dintre care avem 20 de construcții masive neautorizate, 50 de construcții mai mici neautorizate, 50 construcții mari nefinalizate cu un grad de întârziere mare sau conservare fără niciun temei juridic. Deci sunt patru grupuri mari de probleme pe care noi le adresăm în acest sens. Primul este încălcarea cerințelor de urbanism pentru proiectare. 2 este încălcarea cerințelor de proiectare. 3 este încălcarea cerințelor în execuția lucrărilor. Și al patrulea grup este încălcarea aspectelor juridice.
Vreau să vă spun că în absolut toate aceste construcții pe care le-am examinat noi, și aici sunt figuranți, haideți, cam toți cei care construiesc în municipiul Chișinău în ultima perioadă, au fost depistate încălcări. De la 18, maximum până la 2, minimum, în ceea ce ține de aspectele juridice sau în ceea ce ține de proiectare sau încălcarea normelor de urbanism și tot așa mai departe. Ce am luat noi ca bază? Certificatul de urbanism, documentațiile de proiect, verificarea proiectului, autorizația de construcție, executarea lucrărilor de construcție, darea în exploatare. Deci, ceea ce ar trebui și unde ar trebui să intervină, de exemplu, Consiliul Național al Monumentelor Istorice, etc. Ceea ce vreau să vă spun, că în mediu, într-un dosar în construcție, în municipiul Chișinău, în baza acestei analize pe care am făcut-o, sunt 11 încălcări a normelor juridice per construcții. Acum, vreau să vă zic și vă spun, neapărat să încercați să descărcați, eu am să rog și colegii mei să transmită tuturor mijloacelor media interesate acest raport. Dar vreau să știți și pe de altă parte. Acum mă adresez tuturor absolut celor care iau decizii, începând cu Curtea Supremă de Justiție, unde va ajunge cu certitudine acest dosar, Parlamentul, Guvernul, autoritățile responsabile. Oameni buni, haideți să ne sesizăm absolut cu toții ca acest și astfel de lucruri să nu se mai întâmple. 2. Eu, la momentul de față, sunt și multă lume cunoaște acest lucru, în instanța de judecată pe mai multe dosare, începând de la prietenul Crâncen, Vlad Plahotniu, care a stat în spatele construcției de la Guguță, fiind pare în vest și tot așa mai departe, Regata Imobiliare, acolo multe lucruri s-au schimbat, dar eu probabil sunt singurul care au atacat în judecată acești rechini ale construcțiilor. Bogdan Voievod, Codreanca, unde nu se mai construiește și tot așa mai departe. Eu îmi asum pe de-o parte acest risc, pentru că am fost și nu odată amenințat așa, hai, mai calmează-te, omule. Nu, eu nu am frică absolut de nimeni și o să merg până în pânzele albe. Eu vreau ca municipiul Chișinău să se construiască, dar vreau ca aceste construcții să fie în conformitate cu legislația în vigoare, iar legislația acum trebuie perfectată. Vreau ca aceste construcții să nu încurce cuiva. Vreau ca aceste construcții să nu fie pe terenurile de joacă pentru copii sau în spațiile verzi sau, iată, cum aici, în parcuri și tot așa mai departe. Noi avem cum să extindem Chișinău, noi avem cum să găsim soluții absolut pentru toată lumea care vrea să construiască și o astfel de relație mi-o propun, dar vreau să știți cu toții că în prima lună de cum ajung în fotoliu de primar, dacă se mai continuă pe astfel de practici nocive, primele 3 construcții neautorizate vor fi demolate. Este un angajament personal și cu toată responsabilitatea îl voi îndeplini. Asta, în linii mari, ceea ce am vrut să vă spun astăzi. În rest, reamintesc, ioanceban.md, găsiți acolo în scurt timp raportul integral și tot ceea ce trebuie de făcut în domeniul construcțiilor. Îl propun dezbaterilor publice, îl propun colegilor mei de la Parlament, din grupul care lucrează asupra amendării legislației în ceea ce privește construcțiile neautorizate și, în general, sectorul construcțiilor, îl propun guvernului, pentru că și acolo este nevoie de intervenție, și, evident, factorilor la primărie, care tot se fac de vină pentru ce se întâmplă, nu poate aici exact cazul, dar în alte locații. Da. Domnul Ceban, ați menționat că ați avut, cel puțin, v-au amenințat. Din partea cui au venit aceste amenințări? Dar ele vin permanent, ca să știți, prin terțe persoane și tot așa mai departe, de la companiile de construcții. De la partide? La partide. Ați spus că veți demola primele 3 construcții în cazul în care ajungeți în fotoliu de primar. Care sunt acestea? O să vă spun mai târziu, neapărat. Astăzi, domnul Cebotar și-a anunțat candidatura la funcția de primar al Chișinăului. Dumnealui a declarat că de situația dezastruoasă din Chișinău sunteți responsabil și dumneavoastră, întrucât în mare parte în Consiliu sunt foarte mulți consilieri PSRM. Eu am auzit că este vorba despre majoritatea care au deținut-o consilierii municipali din partea fracțiunii PSRM în Consiliul Municipal.
Eu nu vreau să comentez ceea ce zice domnul Cebotar, dar vreau să zic din start, dacă dumnealui vine cu un neadevăr, noi suntem 19 din 51, noi nu suntem majoritatea, majoritatea este 26 și domnul Cebotar știe foarte bine multe lucruri, pentru că dumnealui s-a aflat până la, nu de mult, iunie, la guvernare, inclusiv în funcții foarte înalte, responsabile de ceea ce se întâmplă în Chișinău inclusiv. Și vreau să vă amintesc că cineva a înscăunat unii oameni la Chișinău, nu fără suportul unor prieteni de-al domnului Cebotar, sau poate prin participarea directă. Da. La cine vă referiți? Da, știți foarte bine la cine mă refer. Dar ce au făcut socialiștii în acești ani? Că ați vorbit că sunt peste 200 de construcții neautorizate. Cum ați, ce acțiune ați întreprins ca aceste construcții să nu aibă loc? Haideți, nu eram exact pus că o să mă întrebați la acest subiect, dar haideți să mergem așa. Botanica, decibel 66, decibel 70, decibel 72, decibel 21, Stradella Zaporojie, Dacia 55, Dacia 5, blocurile 33, 33, bară 2, 33, bară 3, trandafirilor, trandafirilor, pandurilor 2. Moscova 17 bară 1, Doga 32 bară 2, Kiev 7, 31 bară 1, Dimo 7 bară 3, acum suntem în litigiu. Zimbrului, Moscova 6 bară 4, Calea Ierșilor... Păi, vă spun, am oprit acolo construcțiile, nu sunt construcții. Da, sunt unele pe care nu am reușit să le oprim, pot să vă spun și asta, dar e inclusiv grație faptului că cineva la nivel de instanță de judecată se implică. Sunt foarte multe construcții pe care noi le-am oprit. Sunt foarte multe construcții pe care le-am oprit și acum sunt mândru că pe locul lor, de exemplu, Codreanca, Scoaru sau Parcul Alunelu, unde trebuia să fie o benzinărie, na, nu este benzinărie, parcul este reamenajat, sunt câteva etape frumoase pe care o să le facem acolo, prima etapă deja este finalizată, Codreanca apare un scoar extraordinar de frumos, acum în următoarea săptămână o să fie un teren de joacă acolo instalat, va fi iluminat frumos. Deci cam asta ar fi. Și v-am zis, din fiecare sector, dacă aveți nevoie, vă spun, cu certitudine. Asta nu înseamnă că peste tot unde am putut să intervenim, am intervenit. Noi suntem 19 consilieri. Da, avem și o echipă mare de departament juridic. Da, suntem în foarte multe acțiuni de judecată cu acești bravi constructori care au grijă de fața Chișinăului. Dar și cu primărie, ca să știți. Și nu numai, cu factori de decizii și tot așa mai departe. Cum credeți... Credeți că sunteți avantajat de faptul că pe dreapta sunt mai mulți candidați, iar pe stânga, practic, numai dumneavoastră? Eu, repet, eu nu văd stânga, dreapta în Chișinău. Eu văd o dezbatere de idei și aș vrea foarte mult ca această campanie electorală să se axeze anumite programe pentru chișinăuieni. Pentru că și cei de dreapta, dacă vreți formularea asta, și cei de stânga merg pe aceleași trotuaruri, merg pe aceleași drumuri, miroasă același aer și au parte de astfel de surprize, merg prin aceleași parcuri. Nu contează că este adepta unui vector sau altui vector. În Chișinău trebuie să vorbim despre administrare. Eu nu vreau să împart în stânga și dreapta Chișinău. Eu vreau ca toți să înțelegem că această dezbinare nu ne face decât rău tuturor. Vreau ca noi cu toții să ne concentrăm pe problemele exacte a orașului. Și eu sunt sigur că următorul Consiliu o să fie unul foarte cooperant în ceea ce ține de rezolvarea acestor probleme. Eu sunt sigur, v-am mai spus, împreună cu blocul acum, noi am putea să avem 45 de mandate și totuși, și totuși, cine este candidatul de temut în bătălia electorală? Domnul Năstase sau domnul Cebotar? Haideți în felul următor. Eu nu zic să subapreciem pe cineva. Eu chiar vreau o dezbatere de idei. Apropo, acum am văzut că cei de la design și arhitectură au lansat o provocare publică și mi se pare una foarte interesantă, nu că aș vrea să le fac publicitate, eu am dat curs aceste invitații deja pe data cine de 3. Cine este contracandidatul de temut, domnul Cebotar sau domnul Năstase? Păi eu cred că toți contracandidații trebuie tratați egal, nu poate să existe cineva mai de temut sau mai puțin de temut. De ce n-ați numit alte nume? Domnul Chironda, de exemplu, sau nu știu cine? Astăzi intelectuali, așa numiți intelectuali, au propus un nou candidat, cum vedeți? Nu știu despre ce vorbiți. Pe domnul Volosatei? Da, am auzit că va candida și la circumscripția 33. Poftim? Asta înseamnă democrație. Am putut să mă întreb... Toți pot să se expună.
Și cel care urmează să convingă, acela trebuie să câștige, nu? În campania electorală precedentă, dumneavoastră de obicei erați însoțiți de foarte mulți susținători la fiecare conferință de presă. În această campanie nu-i vedem. De ce? Ei mă ajută în fiecare zi. Trebuie să le spun un mare mulțumesc. Este cu adevărat, să zicem, armata mea de oameni față de care am un mare respect, pentru că timpul pe care ar trebui poate să-l dedice altor lucruri, astăzi îl dedică inclusiv programului nostru, capacităților și posibilităților de convingere a oamenilor. Ei sunt toți în teren, sunt alături de noi. Dimineața de obicei ne întâlnim, seara ne întâlnim și sunt foarte multe lucruri de făcut. Vrem să ajungem la fiecare locuitor. Poate asta a fost și o chestiune pe care n-am făcut-o anterior. Mă întrebam că ați schimbat cumva retorica, că de obicei aici era domnul Bătrâncea, domnul Bolea, foarte mulți colegi. Ei, sunt deputați acum, sunt foarte ocupați și în Parlamentul Republicii Moldova. Mulțumesc! Atât? Vă mulțumesc mult și vă spun o zi bună. Repet, ioancebam.md, în scurt timp, raportul amplu pe aceste construcții, pe soluții, ce trebuie să facem, cum trebuie să intervenim și îl deleg acest lucru și colegilor mei de la Parlament care urmează să amendeze. Și ultima întrebare, cine stă în spatele acestei construcții? Proprietarii. Cine este acest proprietar? Probabil cunoașteți din date de la... Eu cred că dumneavoastră identificați foarte. Sunt proprietarii restaurantului Dorin. Mulțumesc. Atent. Mersi mult. O zi frumoasă vă doresc și în scurt timp vă invit la lansarea programului electoral. Mersi mult.